În această după-amiază, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Nicolae Iorga al Județului Botoșani a emis un mesaj rău alert către locuitorii din comunele Vorona, Copalău, Coșula, Cristești, Flămânzi, Tudora și Frumușica despre prezența unui urs în zona pădurii Rung. Autoritățile au recomandat cetățenilor ca, de fiecare dată când se confruntă cu această situație, să evite deplasările în zonă, cu excepția celor absolut necesare, și să păstreze distanța față de animal. De asemenea, oamenii au fost sfătuiți să nu hrănească ursul. În ultimii ani au fost tot mai multe cazuri de apariția urșilor în pădurile din Județul Botoșani. Lipsa hranei în mulțirea necontrolată dar și fenomenul de defrișare a pădurilor au dus la migrarea urșilor către păduri din zonele de dal și câmpie.